Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Scorpion. Haideți să facem etalarea pentru perioada 18-31 martie 2021, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul Nord, nodul Sud, chiar și Lilith în Scorpion. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă din Zodia Scorpion în perioada 18-31 martie 2021 ca și evenimente importante? Scorpion, evenimente importante, 18-31 martie. Scorpion, evenimente importante, 18-31 martie. Aici va fi o discordie destul de mare, din câte văd. Aveți un hoț sau o hoață pe lângă voi, care poate fi geme în balanță, poate fi rac pe scorpion, poate fi capricorn. Ori persoana asta este într atât de vicioasă. 9 de pentacle, 4 de monede și 8 de cupe. Persoana asta nu vrea să vă lase să mergeți mai departe, orice ar fi. Persoana asta se furișează către voi. Valetul de monede, 5 de pentacule, 6 de săbii. Persoana asta este foarte geloasă pe voi. Poate sunteți aici care aveți ascendent, descendent, luna Marte, Venus, nodul Nord, nodul Sud în leu berbec. Sau sunteți inversul, leu berbec cu ce am spus în scorpion, ok? Judecata. Voi, judecata și 4 de săbii vă recuperați aici. Voi vă recuperați. Și vă îndreptați către un mare succes financiar, soarele, cu siguranță aveți leu aici, către împărăteasă. Voi veți avea un succes extraordinar de mare. Iar persoana asta creează atâta discordie în viața voastră și nu mai își ale locul, pentru că e cineva în trecutul vostru. Persoana asta este geloasă pe reușita voastră financiară, pe faptul că ați mers mai departe cu atâta forță și că nu i-ați mai acordat. Poate a fost o ultimă discuție sau s-a întâmplat ceva sau a fost o discordie între voi, iar persoana asta a rămas cu o bubă în suflet, cu 5 de bute, ok? Pentru că a făcut o ofertă nesemnificativă din care voi să înțelegeți ceva, iar persoana asta a rămas cu o bubă în suflet și încă vă urmărește. Haideți să vedem. Turnul. Eram sigură că o să iasă turnul. Deci, aici avem un manipulator atât de profesionist, încât a căzut în propria plasă. Persoana asta este atât de stupidă, că este bărbat, că este femeie, nu contează. Persoana asta a căzut în propria plasă. Repet, poate fi cineva, avem iarăși scorpion, luna, rac, pești, pentru că avem lângă și valetul de cupe de care spuneam. Avem dreptatea. Dreptatea a făcut magicianul. Voi v-ați făcut dreptate cu mâna voastră și vă mai face și justiția este alături de voi. Aici, cu siguranță, sunteți persoane care aveți luna în scorpion, moartea și luna. Luna în scorpion și sunteți zodii de foc, cei care trebuie să auziți, care restul, cum sunteți, ok? Persoana asta a făcut atât de multe mizerii, persoana asta din zodie de apă, încât a căzut în propria plasă. Pentru că luna cu 5 de săbii, toate lucrurile astea au ieșit la iveală. Nu că vor ieși, au ieșit cu turnul și cavalerul de monede. Persoana asta s-a mișcat atât de lent, n-ați mai vorbit de mult, forța iar avem leu, și a venit atât de rapid dintr-o dată, încât asta a semnat turnul. Și vedem ce va însemna turnul și în perioada următoare. Și asta însemnând, persoana asta cu turnul 6 de cupe și-a dat seama că vă iubește. Dar cu turnul 6 de cupe și moartea are o mare lovitură de grație că voi i-a spus că nu mai iubiți persoana asta și chiar nu mai iubiți. Pentru că voi cu 10 de monede aveți un succes extraordinar financiar. Iar persoana asta vrea să culeagă din câte văd, vrea să culeagă roadele, dar nu mai are nicio șansă. Și pe lângă asta a realizat că vă iubește pe lângă nevoile pe care le-a avut. Persoana asta a făcut un compromis pentru bani. 10 de monede cu turnul. Va fi un divorț aici și cu moartea. Și cu papa. Aici va fi un divorț. Un divorț destul de dureros pentru persoana asta, pentru că înapoi la voi n-are cum să mai întoarcă. Și la baza etalei, bineînțeles, aveam 7 de săbii. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Scorpion.
18-31 martie, nu știu ce simt nevoia să spun mai. Cunoașteți pe cineva din mai, ok? Sau mai semnificativ pentru voi? Sau cred că îi spuneți persoanei astea, mai ai ceva de spus? Mai ai încă ceva de spus? Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Scorpion. 18-31 martie 2021. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Scorpion. 18-31 martie 2021. Exact, cine avea venit în forță după o perioadă sau asta face, după o perioadă în care n-a dat niciun semn, nu urmaștează persoana asta, judecata cu turnul. Asta va fi, să știți. N-a fost, va fi. Aici se aplică judecata. Pentru că persoana asta care este foarte muncitoare, 10 de monede și a fost folosită pe parte financiară, voi, ok? Sigur aveți și foc. Și luna în Scorpion sau inversul. Poate aveți luna în Leu, pentru că avem forța. Sau un berbec, aici cine, voi ați fost folosite pe parte financiară și ați dat tot în relația asta și acum vă protejați ce aveți și există iubire de sine. Iar persoana asta cu 5 de cupe și moartea vă regretă pentru că tocmai nu mai plângeți, nu mai regretați moartea cu asul de cupe, voi v-ați detașat de tot, ok? V-ați detașat complet. Persoana asta este intimidată și rușinată cu magicianul pentru că a căzut în propria plasă, s-a făcut de râs. Este cel mai... stupid manipulator, ca să spun așa, care s-a crezut manipulator profesionist. 4 de monede cu 4 de monede invers cu 5 de săbi. Nu există nicio victorie, n-a existat nicio victorie, persoana asta își va da seama de lucrul ăsta și va fi și mai dureros. Avem aici forța cu spânzuratul. Pești. Persoana asta aplică forță. Ori voi nu vă mișcați de pe loc. Indiferent ce ar face persoana asta. Papa cu roata. La voi urmează, începe să se învârtă roata. Pentru cât de rău ați suferit, pentru cât de mult rău v-a făcut persoana asta, începe să se învârtă roata în favoarea voastră. Asul de cupe și doi de cupe. Veți avea o relație extraordinar de frumoasă cu cineva nou. Carul, dreptatea, cu cineva din Gemeni, ok? Din Gemeni, rac. Urmează o relație 6 de săbi, mergeți mai departe. 3 de cupe, persoana asta avea a treia energie deja. Vă înșelase cu altcineva, sau a plecat pentru altcineva, persoana asta care ei s-a înfundat. 2 de bâte, persoana asta a așteptat de mult decizia voastră. 3 de săbi invers, voi a spus gata, asta e judecata, 3 de săbi invers. Judecata acestei persoane și plata a fost să vadă că voi nu mai aveți nimic și va fi un turn. Poate persoana asta nu s-a potolit și cu 3 de săbi invers o să piardă și femeia pentru care v-a lăsat sau bărbatul pentru care v-a lăsat, ok? 4 de bâte, voi sunteți foarte stabile și foarte bine. 5 de cupe cu valetul de spade, persoana asta vine foarte furioasă și înlăcrimată către voi, nu cedează. Deci dă seama de ce prostie a făcut. Regele de bute. Persoana asta poate fi berbec săgetător pe lângă rac pe Scorpion. Ori este o persoană care este extrem de intimidată și regele de bute înseamnă pe cineva care ia acțiune. Persoana asta ia acțiune. Pentru alții dintre voi simt că... Stați un pic. Da, cea a treia energie îl lasă. Cineva ia acțiune aici, persoana asta ia acțiune. De acțiune că vrea să vede adevărul. Adică ce mi-ai dat, aia ai primit. Exact asta este... Astea sunt cuvintele potrivite. Vine multă comunicare către voi. 2 de cupe cu 5 de pentacule. Gata, nici nu mai contează persoana asta pentru voi. Orice rate, orice relație de genul acesta pentru voi nu mai contează. Oricât de mult v-ar comunica persoana asta, roata se întoarce și anume persoana asta s-a aștepta ca voi să-l căutați. Voi ați făcut multe sacrificii în trecut pentru persoana asta. V-a dezamăgit foarte tare. Nu v-a vorbit mult timp. Iar acum urmează așa un...
O ploaie de mesaje, o ploaie de telefoane, de mesaje, de vizite către casa voastră. Ceea ce nu vă interesează, voi mergeți mai departe. Ok. 6 de sabii. Da, persoana asta cu două energii vă înșela. Bine, două energii vă înșela, nu se mai punea pentru că deja erați despărțiți. Dar a treia energie, voi puteți să fiți a treia energie cealaltă, poate să fie a treia energie cum rezonează pentru voi. Era o femeie din Rac pe Scorpion aici, ok? Sau doamnele care aveți Scorpion, ok? Și revin la voi și aveți luna în Scorpion, poate, și sunteți zodii de foc, sunteți lei, ok? Voi plecați mai departe. Persoana asta are o femeie mai în vârstă sau o femeie foarte dură, a treia energie. 8 de cupe. Da, decizia a fost luată. Persoana asta credea că voi nu știți. Dar voi sunteți persoane foarte deștepte. Cavalerul de săbii, cavalerul de băte, așteptați-vă din partea acestei persoane o disperare mare de tot. 4 de cupe. Se spune nu, clar, nu, nu, nu. Persoana asta stă în cealaltă relație pentru parte financiară. Sau a fost pusă la muncă și vrea înapoi la voi. Valetul de bâte. Voi, în primul rând, că veți primi foarte mult belșug financiar. Pe partea de dragoste, energia asta o să stea ca o lipitoare după voi. Este un șase de păi, e cineva din trecutul vostru. Persoana asta nu înțelege că voi nu vreți să mai aveți de-a face cu el sau cu ea. Este o persoană extrem de insistentă, este o persoană extrem de dezechilibrată mental și cu vicii, iar persoana asta nu suportă ideea, indiferent că este cu a treia energie care stă doar pentru parte financiară sau pentru un interes, persoana asta nu suportă ideea să vă știe că voi aveți pe altcineva. Voi înțelegeți lucrul ăsta? Nu vrea să știe că voi aveți succes sau că mergeți mai departe. Și atunci persoana asta vrea să vă facă o ofertă foarte serioasă de care nu vă interesează. Persoana asta este blocată cu regina de săbii pentru parte financiară. Ok. Stați un pic. Regina de săbii și 8 de săbii. Pentru viață confortabilă stă cu femeia asta. Regina de săbii și 8 de săbii. Trebuie să mai luăm din cărți, că... Regina de săbii și 8 de săbii, Regina de săbii și 8 de săbii. Regina de săbii și 8 de săbii. Bani, minciuni, 10 de săbii invers. Persoana asta încă nu termină relația cu cealaltă treia energie, dar pe voi oricum nu vă interesează. Pentru bani, 5 de săbii, 6 de pentacule. Minte femeia aceea sau bărbatul acela pentru bani. Ok? Ia să vedem. De ce nu există? De ce există 10 de săbii invers? Doamne, cât de crudă este această persoană. Rege de spade invers. De ce există 10 de săbii invers? Cât poate să-și bată joc de femeia aia. Pentru că până nu o ruinează financiar de tot, nu pleacă de acolo. Ok? Luna, carul, faetonul și 5 de monede. De ce este 10 de săbii aici invers? Pentru că încă nu i-a luat totul acestei femei. De-aia. Și pentru că n-a ruinat-o. Sau dacă e un bărbat, nu l-a ruinat. Și, Doamne, 5 de monede, ți-a luat tot după, regele de săbii invers, fără niciun fel de scrupule sau conștiință. Și apoi luna, mă furișez cu carul și plec cu totul pe ascuns. Sau îmi obțin ce vreau eu și apoi plec cu totul ascuns. Asta e a treia energie. Ok? Femeia pentru care v-a lăsat. Sau să spunem că voia să lăsa persoana asta și pentru că trebuia să lupte pentru voi.
și s-a dus în altă parte sau ați aflat că vă înșela deja cu femeia asta pentru bani și atunci voi ați zis la persoana asta, iar persoana asta în felul acesta procedează. Și tot pe voi vă vrea. Ia să vedem. 5 de pent... Nu, regele de săbi invers. O secundă. Bun. Regele de săbi invers. Regele de săbi invers. Regele de săbi invers. Persoana asta e dezechilibrată psihic. Clar. Deci e regele de săbi invers pentru că e regele de cupe invers. Pentru că persoana asta nici nu iubește a treia energie. Și nu că nu o iubește pe persoana asta, pentru că persoana asta este dezechilibrată mental și nu iubește pe nimeni. Și cavalerul de săbi pentru că este o persoană disperată. Alerge în lung și în lat cu 7 de cupe și pentru că își dorește independență financiară și folosește femeia asta pentru bani. Și pentru că 7 de săbi, 2 de săbi și eremitul. Gândește, persoana asta e foarte vicleană. Poate are și fecioară. Gândește cum să procedez, să fac ca să mă eliberez, să plec. Clar că persoana asta vrea să se furișeze către voi și de-aia. Pentru cele care aveți și foc. Și folosește femeia asta pentru bani și apoi să se întoarcă la voi. Or vrea să menține situația caldă cu voi, deci la voi s-a terminat totul, voi nu mai puneți niciun fel de pres pe persoana asta. Și să termine apoi situația cu persoana asta să întoarcă la voi. Și de-aia vrea să vă și știe singure. Wow! Bun, atât am avut și pentru voi. Vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.